Dragi credincioși, în cadrul proiectului Împreună pentru astăzi avem de citit capitolul 18 din Faptele Apostolilor. Un capitol care ne prezintă finalul celei de-a doua călătorii misionare a Apostolului Pavel și de asemenea spre finalul capitolului avem câteva versete care ne vorbesc despre începutul celei de-a treia călătorii misionare a Apostolului Pavel. În cea de-a doua călătorie, Apostolul Pavel a fost însoțit de Sila. A durat aproximativ această a doua călătorie 3 ani, între anii 50 și 53. Apostolul Pavel, în cadrul acestei călătorii, a călătorit aproximativ 4800 de kilometri și a vizitat câteva cetăți și regiuni foarte însemnate, printre ele putem vorbi de Filip, de Tesalonic, Berea, Atena, Corint, Efes și altele, bineînțeles. Capitolul 18 surprinde momentul, din punctul meu de vedere, cel mai important din această călătorie misionară a Apostolului Pavel, adică șederea lui în Corint. Aproximativ un an și jumătate, Pavel a stat în Corint, a predicat Evanghelia și a început o lucrare dinamică și foarte puternică în acest oraș. Corintul era un oraș situat în sudul Greciei, un oraș foarte prosper și dinamic din punct de vedere economic, un oraș care număra aproximativ 200.000 de cetățeni, avea două ieșiri la Marea Egee și asta îi favoriza și îi ajuta foarte mult din punct de vedere comercial. Pentru că în vremea respectivă, aproape toate transporturile și tot comerțul se făcea pe mare. Prosperitatea aceasta și succesul acesta din punct de vedere material și financiar, cum se întâmplă și astăzi de altfel, le-a adus o decădere morală, oamenii au pus foarte mult accent și foarte mult preț pe plăceri, pe a trăi clipa și momentul respectiv. Ce învățăm din cadrul acestui text, din fapte, capitolul 18, pentru că dacă ne uităm astăzi în jurul nostru, trăim oarecum același fenomen. Lumea duce bine, există o vreme de prosperitate, de succes, iar noi, reacția noastră a credincioșilor ar trebui să fie aproximativ aceea ca a Apostolului Pavel. În primul rând vreau să vă spun că în ciuda tuturor lucrurilor pe care noi le trăim, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Versetul 2 ne prezintă că Aquila și Priscila au trebuit să plece din Roma pentru că Claudiu dăduse porunca aceasta ca toți evreii să plece. Aparent pare ceva foarte dur pentru familia aceasta. Însă ei l-au întâlnit pe Pavel, au început o colaborare foarte bună, foarte reușită și pentru prima dată în capitolul acesta vedem că Biblia vorbește despre ei, însă după aceea vom găsi de nenumărate ori afirmații despre familia aceasta. Ceea ce părea aparent un eșec, un faliment, faptul că au trebuit să plece din cetatea unde ei au trăit, Dumnezeu a transformat asta în ceva foarte, foarte de succes și foarte binecuvântat. Rămâne în picioare afirmația pe care tot Pavel o face în Romani, în capitolul 8, versetul 28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul. Ce mai putem învăța din textul acesta este că trebuie să ascultăm întotdeauna de Dumnezeu. Apostolul Pavel a primit certitudinea aceasta că trebuie să rămână în Corint, trebuie să predice acolo. Dumnezeu i-a vorbit: Pavele, nu te teme, predică, vorbește Evanghelia pentru că am popor aici, deși viața lui oarecum era în pericol și era amenințat. Chiar dacă aparent suntem în minoritate, chiar dacă aparent mesajul nostru nu-și găsește drumul, cel puțin aparent poate părea asta, Biblia ne învață că noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, mai ales atunci când nu-L înțelegem. Nu știu dacă Pavel a înțeles absolut toate lucrurile, însă în viață ni se întâmplă deseori anumite evenimente și situații pe care noi nu le înțelegem. Biblia nicăieri nu ne spune că trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu, dar Biblia ne spune întotdeauna că noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Așadar, să nu uiți niciodată, într-o lume în care oamenii au întors spatele la Dumnezeu, chiar dacă ești în minoritate, chiar dacă pari ridicularizat de ceilalți, continuă să-L asculți pe Dumnezeu. Ce mai putem învăța este că nu trebuie să te temi atâta timp cât tu îl asculți pe Dumnezeu. Nu știu ce sentimente, ce situație a trăit Apostolul Pavel, însă Dumnezeu i-a transmis un mesaj. În versetul 9 din acest capitol, Biblia spune că Dumnezeu i s-a adresat noaptea lui Pavel și a zis: Pavele, nu te teme. Aparent când ne uităm în jurul nostru la legi, la contexte, la ceea ce se întâmplă, la tăvălugul care vine peste noi, probabil că uneori ne gândim și noi ce se va întâmpla în ziua de mâine, care va fi pericol, viața noastră, familiile noastre. Mesajul este același și astăzi. Nu te teme atâta timp cât tu asculți de Dumnezeu.
ce mai putem învăța din textul acesta este că trebuie să predicăm întotdeauna Evanghelia, indiferent de rezultate. În prima fază, Apostolul Pavel, mesajul lui, n-a găsit neapărat drumul imediat în inima oamenilor. Dar pe parcurs, predicând, au fost oameni importanți, oameni cheie, care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu din sinagogă, oameni care l-au primit pe Hristos, iar oamenii aceștia au creat în locul acela o biserică foarte dinamică și puternică. Așadar, sunt multe lecții pe care le putem învăța din textul acesta, dar aș vrea să-ți reamintesc că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Că trebuie să-L asculți pe Dumnezeu indiferent de poziția celorlalți. Continuă să fii fidel și să-L asculți pe Dumnezeu și indiferent dacă îl înțelegi sau nu pe Dumnezeu. Că trebuie să predici Evanghelia orice s-ar întâmpla. Continuă să predici, să vorbești oamenilor despre Dumnezeu și să nu te temi, pentru că împreună cu Dumnezeu vei fi mai mult decât biruitor. Așa să ne ajute Dumnezeu!